Pentru candidatura la postul de primar din 2012 la nivelul municipiului Câmpina, lucrurile sunt cât de cât clare. Stabilit de USL la județ, trebuie candidat PNL, astfel încât Virgil Guran are toată susținerea pentru alegerile de anul viitor. S-a stabilit într-adevăr prin protocol, prin algoritmul protocolului făcut la nivel de județ, că va fi candidatura PNL. Dar, repet, suntem foarte deschiși. Orice om care are calități deosebite și poate să împlinească sufragiile populației și nu numai atât, că degeaba dai bine la populație și ești șmecher, că prea mulți au dat bine din politice la populație. Pe plan local mai este o variantă USL. Din partea PSD ar putea candida doctorul Călin Tiu, care se pare că este bine văzut din ce s-a aflat în sondaje. În momentul de față, conform protocolului, am putea spune, domnule, candidatul nostru, colegii m-au desemnat pe mine, deci eu aș fi candidatul. Dar vă spun la fel de sincer și deschis, în cazul în care colegii noștri de la PSD au un candidat mai bun decât mine, nicio problemă. Deci așa consider că trebuie procedat în societatea asta. În momentul de față, USL merge în lupta din 2012 cu Guran și Tiu. Până la alegeri, însă, multe se mai pot schimba. Actualul președinte PNL Câmpina, Virgil Guran, a mai precizat că în cazul în care nu va candida pentru primar la Câmpina, va tinde spre deputat.